pentru Râpă, din nou Tahar, Adipopa, Kifciu. Clubul a purtat între 1957 și 1958. De altfel, Porecla iese bine în gardă, care levită și pe Enceanu. În gardă continuă, pasa este însă slabă. Gregori Tade, un jucător care din punct de vedere fizic s-ar fi putut lupta de la egal la egal cu Mihai. Cu revenit la echipă, are probleme medicale, el încă n-a apucat să joace în acest sezon. Stanciu în fața porții, 2-0, înscrie Tahar și lucrurile sunt clare. Asta pentru Stanciu, care trimite pe colțul lung. Tahar venit foarte bine, nici urmă de marcaj acolo la algerian sau la marocare această minge pentru Adipopa, respinge Caparco doar până la Tahar. Adipopa în poziție regulamentară, poziție bună de centrare, trimite în fața porții. Face însă, execută până la urmă scurt. Adipopa, deviere interesată pentru Guilherme, respinge Mingote. Momcilovici părea destul de bună, s-a fost prins oarecum pe picior greșit acolo, recuperarea lui Roman, revine însă foarte bine Tahar, păstrează excelent echilibru. Ceva mai static și pe un post aparent de Gabriel Vajvari. Cerea de mult Dimitrov, Martinus este deposedat de Tahar, foarte avansat. Control cu tal lui Gregori Tadea, ținut bine de minge, Varela trimite lung, probleme pentru Dimitrov, scapă Tahar în fața golului, Tahar, ocazie uriașă. Iată ce pasă bună dă Fernando Varela, momentul în care se dezechilibrează pur și simplu Dimitrov. Sezonul trecut, în returul campionatului trecut mai precis, jucând pentru Oțelul Galați, un jucător care a crescut la formația franceză Guingamp. De altfel, el are Râpă. Tahar, driblinguri reușite. O remiză în deplasare cu Steaua ar fi un rezultat excelent. O remiză cu echipa care i-a cedat 3 jucători. Sau mai bine spus, Steaua așteaptă un miracol de la unul dintre jucătorii săi. Tahar își prelungește foarte bine balonul pentru Stanciu, urmează centrarea lui Râpă. Prea tare Muniru pentru Stanciu, Tahar în sfârșit o minge pe poartă și Steaua pune mingea la picior Râpă și jocul a trecut. Trenul e în altă parte. Kipciu parte, Amrun, șutează minge la Tahar, Tahar scoate bine pentru șutul lui Toșca. Continuă acolo în partea dreaptă, este în duel cu Dan Popescu, încearcă un dribling, Tahar vine în ajutorul lui Dan Popescu, Goga, Tahar se descurcă foarte bine aici și scoate cornerul. Iată din insistența a fostului jucător de la Gaz Metan, lui pasa este pentru Adipopa, un dribling, Belu revine, recuperează, însă este acolo Tahar la marginea careului pentru Stanciu, minge așezată pentru Muniru. Deviată de Cordoș, preia Adipopa. Adipopa reușește să treacă, centrează Adipopa la prima bară, gol! Tahar marchează în minutul 81. O poziție dificilă, e adevărat, driblingul scurt al lui Adipopa. Iată această centrare, eroarea de să mute jocul la poartă lui Cojocaru. Tahar lasă excelent pentru Tade. Tade se încurcă Gregori Tade. Cinceanu încearcă să combine cu Adipopa. Tahar trage, Tahar prinde Nițuli, care iată a căutat poarta din acea poziție. O degajare din nou foarte bună a lui Nițuli, respinge greșit Carp. Cocină trage slab, respinge Bolin, dărâmă pe Adipopa, care rămâne căzut la pământ. Steaua încearcă să profite, contraatac al Stelei cu Sulei Muniru. Muniru, ce alunecare are acolo Boli, minge care sare la Tade. La fotbal club că muncește prea mult în folosul echipei, de asta nu are prospețime. La finalizare, Tahar intră în careu, mingea cu noroc.
Rămâne în poziția lui Tahar, care nu poate controla însă. Mirel Rădoi continuă să-și încurajeze jucătorii să-i aplaude după fiecare acțiune de acest partea dreaptă la Adi Popa, foarte avansat Pap, foarte motivat, pare să fi depășit complexul de la Belgrad, continuă, Tahar pasă spre Amrun în poziție. Enache în duel cu Kipciu, trece Enache, minge întoarsă interesant în zona punctului de la 11 metri, însă nu venise acolo, nu ajunsese acolo Boldrin, era doar... Joc de posesie al Stelei în jumătate adversă, acum o minge în spatele lui Junior Moraes pentru a se joace acolo în fața defensivei. Stanciu ceva mai avansat alături de Adi Popa și profită de ele. O pasă a lui Petrucci și pentru Camora. Vitor Bruno deposedat de Tahar. Acum Steaua clar nu arată jocul pe care l-așteaptă suporterii. Tahar o pasă către Râpă, ce greșeală lui Râpă, interceptat de... Și a pierdut totul la acel moment. Da, finale echipei lui Laurențiu Reghecaf. Centrarea din prima a lui Râpă, respinge Melinte, vine Tahar la marginea careului, scoate din nou pentru Râpă, pregătește încă o centrare, respinsă de același Melinte, Tahar încearcă să recupereze, însă de stai. La Gazmetan, la Panduri, Tahar... Tahar primește apoi Stanciu cu pieptul pentru Focpore. Ose cu o pasă riscantă pentru Bucșa, interceptează Tahar, situație bună de atac a Stelei. Tahar îi lasă lui Carja. Carja cu o centrală. Plecase Cabrera, recuperează însă Tahar. Avansează cu la picior Toșca. Aiment Tahar. Suntem în minutul 90. Două și pentru jucătorii botoșanului. Patache lobează, sare Tahar, respinge Sulei Muniro. Rămâne și avansat. Stea putea fi surprins aici. S-a retras foarte mult și Hora, spuneam Pandurina și inconfundabilă în momentul în care vezi la stadion atâta lume. Kipciu, poziție bună lui. Grandă tu sau așa. Mult vei tăbăi în joc. Este Hrapsen. Ótimo cruzamento, estava atento o Dirceu, mas não foi feliz na recepção. Patrick e o Boa Vista está de novo na cara do golo. Vai mesmo chegar ao golo aos 73. Se calhar passa despercebido para o primeiro espectador. Ele ganha a bola e depois faz um passe com critério e procura uma zona dentro. Evandro. Evandro vai colocar em Brahimi. Primeiro Tahar, estava nas costas, percepcionou. Disso, o Sanches dizia-se que muito bem. Um roubo de bola interessante para a equipa do Boa Vista. Tiago Mesquita, Tahar consegue cruzar da área e creio que a intenção. Mesquita vai à procura de José Manuel. Tahar, Renato Santos tenta enganar Dalbert, avança para um passe para Ruben Ribeiro. Não tem maior folga, joga fora, mas não tem maior folga no campeonato. Apenas um ponto de vantagem para a zona de descida. Renato Santos, Otávio. Não está enquadrado com a baliza, deixa uma bola para Cafu. Novo Otávio. Rápidos, entretanto, os homens do Boa Vista. Sim. Ele pode ser claramente a figura para depois o Boa Vista partir para o lançamento, para o ataque e criar situações de perigo. Avança o Boa Vista pelos pés de Zé Manuel, vai para a cara de Salã e é determinante. A propósito do que dizia o Vítor Paneira, de facto, à partida estas cinco escolhas fazem-nos levar para uma ideia de jogo que era 26. É por isso que lhe está a faltar aqui alguma profundidade.
Mais do lado esquerdo e é por aqui também que por lado direito tem procurado sempre mais golos. Luizinho é uma das soluções no banco de Mervin Sanches, mas entretanto vai buscar nele. Chau para Paulinho, outra vez Ragnar. Evolução, Paulinho bem a trabalhar num curto espaço de terreno, bom envolvimento, e Chéu marcando posição em relação. Brackner é quem vai marcar o pontapé de canto a favor do Real. Entre Zé Manuel e estes jogadores têm dois gols. Não há nenhum jogador humorista. Tar. Dá cruzamento. Tar. Ribeiro. Ajeita. Anderson Carvalho. Segunda bola. Entrava ali numa zona prometedora para a equipa do Santos. Tenta chegar o quarto. De Layun, saltar, vem evitar Danilo para descarrega depois Maxi, vai tentar aproveitar Tahar, tenta o cruzamento. O Ribeiro é do Belenenses de novo, Gonçalo Brandão. Miguel Rosa, no corredor central, aí manda Tahar. Quanto agora, está animado o jogo, perto das duas balizas. E a dizer, Tulipa? Sim, a minha apreciação era em função daquilo que o Sanches disse, que o Belenenses... O Miguel é o extremo. Mas de facto, não ter o Danilo e o Hamilton, para este jogo, é uma baixa tremenda para a equipa do União. Tá.